1948, pe cerul deasupra statului Idaho, s-a ridicat un avion care avea la bord 76 de animale. Înainte de asta, ele își trăiau viața în liniște. Până când oamenii n-au decis să le ajute, animalele au fost trimise în cădere liberă. Ne vom întoarce un pic mai târziu la aceste animale, dar iată simplul adevăr. Cunoscut de toți cei care au petrecut destulă vreme la fermă sau care știu măcar ceva despre oi. Oile trebuie tunse. Așa a decis și fermierul britanic Paul Hassel. Oile lui sufereau de atacul muștelor. Bărbatul a tuns lâna care era în exces pentru a le ajuta. Totul mergea bine după asta, până în una dintre nopțile în care temperatura a căzut brusc până la 0 grade Celsius. Înspre dimineață, fermierul a găsit 20 de oi moarte și încă 10 care erau abia vii. Totul din cauza frigului, pentru care animalele pur și simplu nu erau pregătite, fiindcă proprietarul a vrut să le ajute. Ce să zic, le-a ajutat. Dar cel mai interesant e faptul că nu e un caz unic. Am dat un search și am aflat că oile pot suferi din cauza unei tunsori. În iunie 2020, în Rusia, mai mult de 900 de oi au murit din cauza zăpezii și a vântului puternic. Da, în iunie. Și totul din ce cauză? Din cauza că au fost tunse și animalele nici nu bănuiau că vremea va nebuni. Experții au spus că moartea oilor e direct legată de hipotermie după tunsoare. Adică fermierii din nou nu au îmbrăcat oile după vreme, ceva de genul ăsta. În așa caz, poate renunțăm la tunsul oilor sau măcar s-o facem mai rar, căci timpul de afară este foarte imprevizibil, nu poți risca cu viețile animalelor. Dar cu părere de rău, oile domestice trebuie neapărat tunse. Oamenii fac asta de mii de ani. Și în tot acest timp, oilor nu le-a apărut posibilitatea să o facă natural. În sălbăticie, acestea se freacă de copaci sau alte suprafețe potrivite, iar oile domestice s-au dezvățat să facă asta. Lâna lor însă continuă să crească permanent, nu există o limită, ceea ce înseamnă că în sezonul cald animalelor li se face tot mai cald și mai cald și mai cald. Nimic bun. Mai ales că oile cu lâna lungă pot să se prindă de ceva și să rămână blocate acolo. Predătorii cu siguranță vor fi fericiți. Pe lângă asta există multe muște, larve, tot felul de alți dăunători, care provoacă iritații și infecții diferite. Iată așa și iese că oile au nevoie de ajutorul oamenilor ca să fie tunse în iunie, când nu ninge desigur că... Dar dacă totul e clar cu oile care au nevoie de ajutorul oamenilor pentru că oamenii le-au făcut așa, ce veți spune despre aligatorul din Mississippi? El sigur nu arată ca un animal care se așteaptă la participarea noastră în viața lui. Dar atunci când Erin Weaver a văzut un aligator care se apropia de ea pe râu, cu siguranță și-a schimbat părerea. Fiindcă în capul reptilei stătea proptit un cuțit. Totul arăta așa de parcă animalul implora să fie ajutat. Erin era sigură că cineva a rănit animalul intenționat. După cuvintele ei, aligatorii niciodată nu se comportă agresiv în această zonă. Înseamnă că nu merge vorba despre autoapărare. Dacă cuțitul se află în rană, nici de cum nu trebuie scos de acolo. S-ar părea că e dureros, că animalul sau omul e rănit și că îi va fi mult mai bine dacă arma va fi eliminată. Dar cuțitul seamănă cu un dop care de parcă sigilează vasele de sânge rupte. Dacă îl veți scoate, se va întâmpla exact aceeași ca și cum veți scoate un dop dintr-o sticlă întoarsă. Conținutul pur și simplu se va scurge imediat. Știți despre tentativa de asasinat asupra lui Martin Luther King Jr.? Când a fost atacat cu un cuțit pentru scrisori? Oamenii au vrut să scoată arma, dar polițiștii ajunși la fața locului și-au dat seama rapid cu ce poate să se termine asta. Martin Luther a fost dus la spital și acolo s-a dovedit că cuțitul se atingea de aortă. Dacă cineva ar fi încercat să scoată cuțitul sau bărbatul ar fi strănutat, aorta ar fi fost străpunsă și nimeni nu putea să-l mai ajute. Dar aligatorii nu sunt oameni. Tipul care a notat spre Erin Weaver a avut noroc. În general, această specie se consideră una dintre cele mai rezistente în natură.
pielea e acoperită de niște plecuțe care funcționează ca armura, iar craniul este făcut dintr-un os foarte gros. Asta este util când muști ceva solid sau când nu vrei ca alt aligator să te muște pe tine. Cel mai probabil, cuțitul a rămas blocat în os, iar sângele cu efect antibiotic avea proprietăți de vindecare accelerată. Da, aligatorii într-adevăr sunt adaptați la aproape orice, dar să fim serioși, și aceste animale au nevoie de ajutor profesional, de aceea Erin a făcut alegerea corectă. Ea a apelat la Departamentul de Parcuri și Animale Sălbatice ale statului Texas. Ei trebuiau să verifice aligatorul și să facă tot posibilul ca acesta să se întoarcă la viața lui normală. Ce ar fi fost dacă Erin ar fi scos cuțitul singură? Poate că nimic nu s-ar fi întâmplat, dar de ce săriște? De cele mai multe ori, oamenii care cred că ajută animalele, de fapt, le fac mai rău. Mult, mult mai rău. Mulți dintre noi s-au obișnuit că rațele sau alte păsări sunt hrănite cu pâine sau pesmet, mai ales că ele nu refuză așa gustare niciodată. Și chiar fură pâinea una de la alta. Probabil că lor chiar le place, dar aici apare o problemă, fix ca la oamenii care iubesc fast food-ul. Este gustos, dar corpurile noastre gândesc altfel. Păsările care se hrănesc cu pâine riscă să se îmbolnăvească de sindromul aripii de înger. Dieta bogată în calorii și lipsită de minerale și vitamine, cum ar veni, răsucește articulațiile aripilor. Penele se extind prin toate părțile și ca rezultat pasărea pierde posibilitatea de a zbura. Și cum să zbori când aripa ta arată așa, sau ambele aripi? Mai ales că rațele care mănâncă prea multă pâine se obișnuiesc cu ajutorul oamenilor și se opresc din a se mișca mai activ. De ce să o facă? Oricum va veni cineva și le va hrăni. Așa și se întâmplă că aripile devin prea slabe, iar greutatea prea mare. Există o poveste care seamănă cu o legendă urbană, conform căreia o rață a explodat. Dar ce-i drept, nu de la pâine. Rața a mâncat o oală plină de drojdie. Din cauza gazelor formate, aceasta a explodat chiar în mâinile proprietarului său, Silas Perkins din Iowa. Ca rezultat, el a pierdut un ochi. Nu degeaba am numit această istorie legendă. Este imposibil să o confirmi sau invers. Raportul despre rața care a explodat a fost publicat în 10 de ziare, în ianuarie 1910. Iar alte dovezi nu există. După cum am mai spus, oamenii, având o mare dorință să ajute animalele, fac fix inversul, la prima vedere. De exemplu, le aruncă din avioane. Asta au început să facă după primul război mondial, când în America erau destui de mulți oameni, destule avioane și se pare că destul de mult timp liber. Și mult păstrăv, care trebuia mutat. Bine, să fiu sinceră, peștele nu avea nevoie de o casă nouă. Pur și simplu, în unele lacuri, pescarii erau prea activi. Și peștele local se termina. Trebuiau să ia măsuri. Transportul în acvarii este foarte scump și nu la toate locurile îndepărtate poți ajunge ușor. Atunci peștele a început să fie aruncat din avion. Primele experiențe nu au fost chiar plăcute pentru pește. Căzând dintr-un avion de la înălțime de aproape 60 de metri, care se mișcă cu o viteză de aproape 300 de km pe oră, peștele trebuia să se lovească de suprafața apei cu viteza de 50 de km pe oră. Of, de la așa lovitură, unii pur și simplu se rupeau în bucăți. Alții erau atât de șocați că se scufundau la adâncime și nu se mai mișcau. Chiar dacă uneori oamenii ratau și aruncau peștele pe lângă apă, livrarea oricum era considerată reușită. Să arunci 1000 de pești din avion costă $4. Da, chiar ieftin. Pe când alte moduri costau minim 20. Uneori împreună cu pești în lacuri se mai aruncau creveți și plante acvatice, pentru ca cei care doar se mutaseră să aibă ce mânca. Apoi aceeași idee a fost aplicată și pentru castori. Când i-au relocat și tot în perioada postbelică, oamenii pe atunci iubeau să experimenteze. Dar de ce să muți castorii? Păi totul e foarte simplu, din cauza că în statul Idaho erau prea mulți castori care provocau inundații. Localnicii au început să se plângă, deși oamenii au venit pe teritoriul castorilor, nu invers, sorry. Oricum, vorbim despre asta altă dată. Și înainte castorii erau relocați, doar că pe cai și camioane, iar asta provoca probleme tuturor.
trebuiau să caute o alternativă, căci de altfel animalele trebuiau să fie împușcate. Mai pe scurt, aveau nevoie de un plan de salvare. În curând a apărut o idee genială cum să salveze castorii și să evite inundația. Așadar, ascultați care era ideea genială. Cutiile cu castori erau legate de parașutele rămase după cel de-al doilea război mondial, apoi aruncate dintr-un avion pe un teritoriu liber. Da, chiar sună prostii. Una este să arunci peștele direct în apă, dar castori? Parașutiști? Până la urmă s-a dovedit că ideea funcționează. Ca rezultat, 76 de castori în cutii concepute special au fost aruncați cu parașute pe niște pajiști. Doar un singur animal din oarecare motiv a decis să iasă din cutia sa chiar în timpul zborului și să sară. Ei bine, el nu a supraviețuit, dar era unica victimă a proiectului. Apropo, zborul fiecărui castor cu parașută a costat doar $7. Iar majoritatea parașutelor chiar au fost și returnate, ce profitabil. Astăzi, castorii nu mai trebuie mutați. Acolo unde locuiesc aceste animale, se folosesc dispozitive speciale pentru prevenirea inundațiilor. Toată lumea este fericită, dar iată, peștii în continuare sunt aruncați în apă, dar oamenii s-au învățat să facă asta cât mai atent. Pentru ca să supraviețuiască 95% din el. E mulțumit peștele de asta? Păi, până când n-a dat nicio declarație. Dragi prieteni, ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!